Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul săptămânii care urmează pentru Zodia Capricorn, ascendent în Zodia Capricorn. Înainte de toate, vreau să vă reamintesc, fiind o etalare generală, să luați doar mesajele care vi se potrivesc dumneavoastră și nu uitați să vă înscrieți la canal. Dacă nu ați făcut-o până în acest moment, veți primi notificări cu ceea ce voi distribui pe parcurs. Și mi-ar face foarte mare plăcere să fiți membrii canalului meu. Aș dori să purific un pic energiile cu campana tibetană, deci dacă știți că vă deranjează sunetul, să dați volumul mai încet. Haideți să începem. Haideți să vedem un mesaj din partea îngerilor pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în Zodia Capricorn cu ascendent în Zodia Capricorn, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot. Ați primit două mesaje, spune binecuvântare. Ceea ce ți se pare o problemă, realitate, este un răspuns la rugăciunile tale. Vei înțelege aceste decizii în ce privește o situație actuală, când totul se va rezolva. Ai încredere în protecția și infinita înțelepciunea cerului că se va îndeplini dorința ta în cel mai bun mod. Deci, dragii mei, poate în momentul de față treceți printr-o situație, o problemă, dar de fapt problema în realitate este un răspuns la rugăciunile tale. Adică tot ceea ce se întâmplă este pentru binele tău. Te-ai ruga la Dumnezeu și la îngeri să-ți trimită un răspuns, să se rezolve, să se schimbe ceva în viața ta într-un mod mai pozitiv. Ceea ce se întâmplă este răspunsul la rugăciunile tale, chiar dacă în momentul de față nu realizezi sau nu ți se pare că este un răspuns la rugăciunile tale. În curând, când se va rezolva această situație, vei înțelege mai bine de ce. Și al doilea mesaj spune să te depuri și să te dezintoxici. În ce privești că energiile negative, persoanele negative din viața ta, ți se spune cu mare iubire și respect, își cerem să-ți depuri corpul care este prețios și sensibil. Dacă o vei cere, noi te vom ajuta să gestionezi stresul într-un mod sănătos și să oferă nouă fiecare gând al tău, fiecare preocupare, ansie și bucură-te de splendida grație care se simte când vei avea un corp depurat. Te vei simți mai lejer, mai bine în corpul tău. Cred că aici trebuie să schimbi alimentația, modul de a vedea lucrurile, de a face. Cred că trebuie să cureți ce privește să te relaxezi, să te odihnești pentru că ești stresat, să bei mai multă apă. Da? E ceva cam greu în ce te apasă. Și în ce privește corpul tău fizic, acolo trebuie să faci o detoxifiere. Haideți să vedem ce vă spune oracolul indian pentru Zodia Capricorn. Ok. Vei avea parte de noroc, Zodia Capricorn. Deci nu te preocupa, nu-ți fă griji în ce privește o situație în momentul de față, pentru că vei avea parte de noroc. Se vor rezolva lucrurile. Haideți să vedem ce vă spune oracolul dumnezeiesc. Spontaneitate debordantă. Depășește constrângerile minții și acceptă mult liber și cu iubire noi situații. Deci, primește tot ceea ce vine în viața ta. Da? Nu te mai limita, lasă mentalul deoparte, mintea deoparte și acceptă liber și cu iubire noi situații care vor veni în viața ta. Pentru că văd că vei avea parte de noroc. Da? Nu mai controla lucrurile, lasă să vină de la sine. Lasă să vină tot într-un mod mai lejer. Încearcă să te axezi pe corpul tău fizic, pe sănătatea ta. Și văd că vei avea parte de noi situații, de surprize. Cineva va fi spontan cu tine. Hawaii, foarte frumos, chakra inimii.
Ești din ce în ce mai sensibilă la energiile care te înconjoară și cea care inimii tale percepe vibrații puternice provenind din lumea spirituală. Ai o legătură puternică cu Hawaii, ai mai trăit acolo într-o viață anterioară. Dragii mei, dragile mele, aici, la nivel de inimă, chakra 4, trebuie să aduceți vindecare. Haideți să aprofundăm un pic acest mesaj cu informații extra pentru dumneavoastră, că este important. Zice că ești pe punctul de a te întâlni cu unul dintre sufletele tale surori. Da? Această persoană poate lua forma unui nou prieten, unui nou profesor sau unei noi cunoștințe. Deci acceptă situații noi în viața ta. Fii atent, atentă. Ești pe punctul de a trăi o mare poveste de dragoste. Armonizează chakrele, în special chakra inimii. Fă pace cu trecutul și iartă. Aici trebuie să aduci o vindecare, să te vindeci. E posibil să treci prin anumite sfide și provocări cu persoanele din jurul tău. Poate vei întâlni o persoană sau vei trăi o relație de iubire. Acolo inima ta trebuie să aduci vindecare, să ierți trecutul. Și trebuie să dai mai mult atenție inimii tale, da? Sau relației tale de cuplu. Și e posibil să întâlnești o persoană nouă care îți va aduce noroc. Haideți să vedem ce vă spune Arcanghelul Gabriele pentru zodia Capricorn. Au ieșit 3. Vei primi vești bune, să știi. Rugăciunile tale se vor îndeplini într-un mod creativ. Da, deci v-am spus că aveți noroc și vei fi binecuvântat. Și Fecioara Maria, e posibil să ai în jurul tău sau să întâlnești o persoană care se numește Maria, Marian, Mariana sau poate mama ta, iubita ta, sora ta. Văd că aici Sfânta Marie, Sfânta Mamă, te va ajuta să urmezi scopul divin al vieții tale. Roagă-te ei și văd că ai protecție divină sau poate ajutor din partea acestei femei. Da? Și poate te rogi la Fecioara Maria. Văd că te va ajuta această persoană sau chiar Fecioara Maria. Și fragilitatea ta aduc întotdeauna înțelepciune și inspirație. Ascultă-le și roagă-te până când tu vei reuși să te concentrezi pe prioritățile tale. Deci, da, treci printr-un moment mai sensibil, ești mai sensibil, mai fragilă, dar ți se spune să le asculți aceste fragilități ale tale, pentru că ele ți vor aduce inspirație și dacă tu te vei ruga și le vei asculta, te vei concentra mai mult pe prioritățile tale, al scopului tău divin în viața ta. Vei primi oricum vești bune. Haideți să vedem. Pentru zodia Capricorn, ascendentă zodia Capricorn, ce va fi, ce se va întâmpla în următoarele zile? Pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu numit Tarot. Ok. Justiția. Acum cred că există o problemă aici în ce privește căsătoria ta, în ce privesc anumite documente legale, un contract de muncă și justiția aici îmi spune că poate ai trecut printr-un divorț sau s-au spus anumite adevăruri, poate ți s-a făcut o nedreptate și cu justiția aici văd că se va face dreptate, da? Poate va trebui să rezolvi anumite documente legale, să iei o decizie înțeleaptă, să revizionezi anumite documente, să le citești, să fii atent, să rezolvi, da? Poate vei merge la o instituție de stat sau într-o instituție de, sau la un avocat, notar sau bancă, poștă. Aici justiția văd că va trebui să faci echilibru și armonie în viața ta. Doiul de bețe îmi spune că te gândești foarte mult la o colaborare. Te gândești foarte mult la trecut și va trebui să iei o decizie. Și zodia balanță are un rol important. Doiul de bețe aici văd că dacă veți colabora, va duce spre progres acest lucru. Regele de cupe. Un bărbat care se preocupă foarte mult în zodie de apă, rac, scorpion, pești sau poate nu. Un bărbat matur emotiv aici se preocupă ce privește viața sa, relația sa de cuplu, da? Văd preocupare. Poate acest bărbat vă poate oferi susținere sau puteți avea încredere. Poate acest bărbat va fi alături, poate
vă va asculta, vă va da un sfat, o mână de ajutor. Cavalerul de bețe văd o nouă aventură, văd aici că veți fi mai ambițioși și mai determinați ca niciodată să plecați într-o nouă aventură, să aduceți o transformare în viața noastră și veți face cu inima ceea ce vă doriți și ceea ce vă place, să spunem așa, vă veți urma pasiunile și poate aveți un ascendent în zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Văd o transformare și văd din nou că plecați la drum, veți avea parte de victorie, de reușită. Văd că veți menține în echilibru dorințele noastre sau proiectul dumneavoastră. Veți pleca la drum aici ca, și zodia rac poate are un rol important în viața mea voastră. Cu carul aici, cavalerul de bețe și cu carul văd că veți fi determinați, veți acționa, veți fi ambițioși. Văd foarte multă pasiune în ceea ce faceți, în dorințele noastre și văd victorie. Patru de monede, văd că vor fi intrări de bani. Da? Veți avea parte de intrări de bani. Stabilitate financiară, patru de monede aici, văd că poate începește sfera emotivă, veți fi un pic mai rigiți, mai reținuți, pentru că nu mai doriți să suferiți, dar patru de monede aici îmi spune și că țineți foarte mult la aspectul financiar, da? Puneți bani deoparte, faceți investiții pe termen lung și îndrăgostiți aici, văd că va fi o vindecare în relația de cuplu. Văd o relație de cuplu unde există armonie. Vedeți cum și dumneavoastră veți avea momente plăcute cu persoana iubită, momente de iubire. Veți lua decizii, veți face alegeri cu persoana iubită. Văd vindecare în relația noastră de cuplu. Da? Deci vă veți vindeca inima. Și unii dintre voi văd că veți intra în contact cu un tânăr, va avea un rol important un tânăr, veți face alegeri cu acest tânăr. Justiția aici văd că veți fi în simbioză cu dreptatea, cu adevărul. Veți spune adevărul, veți vedea adevărul din jurul dumneavoastră. Doi de bețe văd că veți analiza pentru a aduce un progres în ce privește o colaborare sau relația noastră. Văd că va ieși lumină, se va face clarificare, se va face lumină într-o relație. Văd că veți străluci, da? Văd că veți intra în contact cu sursa, adică soarele aici văd că veți străluci, veți avea parte de succes, de bucurie, de lumină. Și cred că vă trebuie să vă ascultați inima, da? În deciziile dumneavoastră, în ce privește o decizie pentru o colaborare cu un partener. Și ca regele de cupe văd că un bărbat nu se simte tocmai bine, are un disconfort, ceva nu-i place, ceva nu-i convine, se preocupă în ce privește viața, se preocupă în ce privește schimbările vieții sau se preocupă în ce privește o decizie a sa, își face foarte multe gânduri, dar cavalerul de bețe văd o colaborare, zodia vărsător. Văd că veți colabora cu ceilalți, veți avea parte de și susținere, ajutor din partea prietenilor. Văd că veți avea parte de altruism altor persoane și carul la un drum se va face o clarificare. Văd că veți clarifica o situație. Da? Haideți să vedem patru de monede. Patru de monede aici trebuie să investigați mai mult în ce privește banii. În ce privește un contract, da? Trebuie să fiți mai atenți acolo, trebuie să aflați un adevăr sau veți ține mai mult de bani sau nu veți avea o încredere deplină, să spunem așa, veți fi mai neîncrezători. Și haideți să vedem îndrăgostiții. Îndrăgostiții văd că se va face un echilibru în relația noastră de cuplu. Da, se vor echilibra, se vor balansa energiile aici în relația de cuplu. Poate veți alege să vă căsătoriți, să faceți și să aduceți. Văd că lucrurile vor fi în armonie. Vă veți regăsi armonia în viața noastră și văd că relație în doi, cum să zic eu, va avea mai mare importanță relația de cuplu, da? Deci zodia balanță și
veți face alegeri de parteneriat, de colaborări cu alte persoane, cu persoane mai tinere sau în relația de cuplu văd că veți aduce un echilibru, o balanță, se va balansa lucrurile în viața dumneavoastră, se vor armoniza. Da, relațiile de... cu zodia balanță, vă veți relaționa cu zodia balanță aici. Și cifra 7 poate are un rol important în viața dumneavoastră. Veți avea o relație cu zodia balanță. Da. Ia uitați cum vă țineți de mână aici. Da? Relația de cuplu. Sentimente, iubire, relație și balanță, echilibru, armonizare. Haideți să vedem ce vă transmit îngerii. Zodia Scorpion poate are un rol important, Vărsător, Leu, Balanță, Gemeni, Rac. Mari schimbări fericite, ia uitați ce vă transmit îngerii. Vei avea mari schimbări fericite în viața ta și vei avea parte de oportunități. Da? Vor veni în viața ta oportunități. Soare, veți străluci, veți avea parte de succes, de bucurie, relații de iubire, de atracție, magnetism. Chiar dacă veți fi mai neîncrezători, dar văd că veți avea parte de relație unită, armonizată, unde există iubire. Dragii mei, dragile mele, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o săptămână minunată, binecuvântată, vă aștept data viitoare. Dacă v-a plăcut, sper că dați un like. Dumnezeu să vă binecuvânteze pașii. La revedere, sănătate!